Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să îți transmită, în momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip. Dacă titlul te-a atras sau dacă ți-a fost trimis acest videoclip, cu siguranță ai aici un mesaj pentru tine. Hai să vedem situația în care ești și ce urmează să se întâmple pentru tine. Din punct de vedere personal, financiar, dar vedem și surpriza pentru sufletul tău. Hai să vedem, dragilor, mesaje din partea tarotului pentru voi. Bun. Văd aici o perioadă în care cineva e mult mai sensibil. Văd o femeie puțin supărată, cineva care e mai agitat sau mai agitat. Poate este o persoană apropiată de tine. La baza pachetului. Bun. Trecutul care bate la ușă. Cineva este într-o așteptare foarte mare, de foarte mult timp. Poate să fie vorba despre faptul că aștepți de mult timp marea iubire sau aștepți de mult timp ca relația ta să devină mult mai stabilă, mult mai solidă. Însă văd aici și faptul că ești într-o perioadă în care îți urmărești intuiția. Este o perioadă în care tu asculți semnele pe care Universul ți le oferă. Mai văd și o sumă de bani care urmează să-ți intre sau poate să fie ceva legat de planul material. Da? Personal avem pajul de spade. Deci cineva aici este foarte curios să știe cât mai multe lucruri despre tine. Poate de asemenea ești într-o perioadă în care spionezi pe cineva, vrei să știi totul despre o anumită persoană. Ai oameni în jurul tău care sunt foarte curioși, vor să știe de toate, vor să știe tot. În continuare, 8 de cupe, se pare că cineva o să renunțe la această curiozitate. Sau în cadrul unei relații, cineva renunță în a mai pune tot felul de întrebări. Mai văd aici și faptul că în viitorul apropiat, fie te gândești să dai uitării tot ceea ce a fost și să te bucuri de viață, să cauți împlinirea, să cauți fericirea, fie pentru unii este un moment în care vreți să lăsați în urmă această persoană curioasă sau aceste persoane. 10 de spade. Uite, cineva aici cam suferă, da? E cineva care se simte la pământ. Luna, o legătură cu zodia Pești. Uite, poate să fie vorba despre un bărbat care are o oarecare suferință în legătură cu o femeie sau poate este cineva care nu se simte bine, poate discutăm și despre o persoană care este foarte confuză și încearcă aici să găsească tot felul de soluții. Hai să vedem ce urmează. Cineva aici care văd eu că dă la spate o situație anume, poate cineva care renunță la cineva. De asemenea, văd că în viitorul apropiat te poți întâlni cu o persoană dragă ție. Poate îți vine cineva în casă sau mergi tu undeva. Da? Văd o întâlnire frumoasă, pasională, poate să fie o întâlnire cu un prieten sau poate chiar să fie o întâlnire cu membrii familiei. Dar văd aici un oarecare blocaj, adică fie este vorba despre cineva care nu se simte, da, în largul său, fie discutăm despre o persoană care se simte ca la închisoare într-o situație anume. Da. În continuare, 2 de monede. În momentul de față văd că fie ai două surse de venit, fie este un moment în care este nevoie să te împarți așa între două direcții. Niște cumpărături pe care vrei să le faci, dar văd și o oarecare discuție pe care o poți avea cu o persoană privind niște bani.
Ce urmează? 5 de spade. Aici poate să fie un compromis, da? Pe care cineva îl face, sau putem să discutăm despre o oarecare nedreptate pe care cineva o va simți. Ia să vedem. 2 de monede. Ce vrea să zică? 2 de monede. 2 de monede vorbește despre faptul că, uite, aștepți aici un răspuns, aștepți o sumă de bani, aștepți ceva de foarte mult timp. Poate avea legătură și cu o călătorie îndepărtată pe care o aștepți sau niște bani pe care îi aștepți din străinătate sau de la distanță. Poate te pregătești pentru un drum lung. Sau îți vine cineva în vizită sau vine cineva către tine. Să vedem ce e cu cinciul ăsta de spade. Văd o persoană puțin supărată aici. Valetul de bâte. Deci cărțile îți recomandă odihnă. Pentru că aici eu văd clar că e ca și cum cineva își pierde interesul. Față de o situație, față de o persoană. Văd o persoană tânără, energică, plină de viață, dar mai văd și un nou mod de a acționa. Da? Un nou mod de a acționa. Aici dragostea poate să apară din punct de vedere profesional, deci cineva poate vrea să te cunoască mai bine sau poate discutăm despre o persoană care știe cumva ce vrea, pentru că uite, eu văd ca un fel de nou început, ca o resetare, ca un moment în care spui, băi, gata, m-am plictisit, am obosit, vreau să mă odihnesc, vreau să stau eu cu mine, vreau să mă relaxez. Dar vei avea parte de o surpriză aici, văd eu, cineva care reacționează într-un mod ciudat. Poate e o petrecere la care mergi. Hai să vedem surpriza. Surpriza e 5 de monede, da? Surpriza e că cineva abandonează o situație anume. Surpriza poate avea legătură și cu faptul că cineva vrea să stea singur sau singură. 10 de bâte, da? Aici surpriza poate avea legătură cu o problemă financiară sau poate avea legătură cu o problemă pe care cineva o are, poate e o problemă de sănătate. Uite, surpriza poate să țină și de faptul că dispare această apăsare privind singurătatea, privind o situație. 5 de monede, uite, a venit clarificat cu moartea, exact cum am intuit. Deci este vorba despre un final. Un final. Ceva se închide. Ceva se finalizează. Ia, s-a mai întors o carte, dar nu o văd. Hai să vedem. O surpriză, o bucurie foarte, foarte mare pentru tine. Surpriza este că se duce, da, se finalizează această senzație de abandon, de singurătate. Dacă e o problemă de sănătate, aici văd o însănătoșire sau o rezolvare. Și uite, surpriza este că tu vei primi o veste bună, da? În legătură fie cu o sumă de bani, fie aici, uite, vei întâlni o persoană matură, sigură pe ea, este o persoană serioasă pe care te poți baza, cineva care se mișcă încet și sigur. Da? Ia să vedem. Poate să apară aici o oarecare discuție ușor în contradictoriu, dar ce văd eu este un moment de pace, de liniște. Uite, e ceva legat de două femei, da? Poate cineva din zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar și cineva din zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești.
Surpriza este această dualitate. Hai să vedem ce spune și tarotul meu în legătură cu surpriza asta, că sunt curioasă. Ce vrea să zic? Proces și judecată. Deci surpriza este o hotărâre pe care cineva o ia. Da? Ceva legat de o problemă de sănătate sau ceva legat de o problemă a unei persoane. Da? Cineva care îți vine în vizită, că mi-a ieșit cartea Musafirilor, deci e cineva care îți vine în vizită, care poate are niște probleme. Și aici se pare că veți avea niște discuții care vă vor surprinde destul de mult. Lacrimi, da? Poate afli niște lucruri care nu prea-ți plac. Pentru că văd aici o veste bună care apare, dar care în același timp întristează pe cineva. Da? E ca și cum se schimbă totul. Să vedem ce se schimbă aici. Uite. Deci, poate e ceva legat de un drum lung sau de o persoană din depărtare care îți face o surpriză extraordinar de frumoasă. Hai să vedem și acest oracol ce zice. Cineva care găsește o soluție aici. Oracolul spune despre cineva care încearcă să găsească o soluție, dar e cineva care ți ascunde ceva anume. Hai să vedem. Văd că ceva te va atrage, da? Ceva te va bucura foarte mult, dar în același timp este important, da? Să te bucuri de viață, să ceri ajutorul celorlalți, să socializezi, să intri în contact cu oamenii din jurul tău. Hai să mai vedem și un mesaj din partea acestui oracol. Deci, ce-i cu surpriza asta? Surpriza este că vei fi confuz. Și ți se spune să ai încredere în divinitate, da? Și de asemenea, ți se spune că este important să-ți onorezi partenerul, să te onorezi pe tine. Să rămâi surprins de puterea, da, atracției dintre tine și cineva, de puterea iubirii, mai văd aici. Da. Am cerut o ultimă carte clarificatoare și aici e clar, vorba despre o întâlnire în care tu vei avea o discuție sinceră cu cineva. Poate chiar este vorba despre un verdict, da, despre o hotărâre care te va surprinde destul de mult. Poate să fie vorba despre faptul că apar niște activități, da? Mai apar niște lucruri de făcut, poate să apară și mult de muncă, dar surpriza e că judecata asta vine cu un adevăr, vine cu o eliberare. Ți-am zis eu, e ceva ce durează de foarte mult timp și o să fie pe neașteptat, da? Ceva care se termină brusc și care ți oferă foarte multă bucurie, împlinire. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și îți doresc multe gânduri bune. Te invit să apeși butonul de like, să lași un comentariu, să te abonezi canalului, funcții gratuite pentru toți și astfel mă puteți ajuta. De asemenea, dacă dorești o citire pentru sufletul tău, te invit oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.